Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Bărbați vs. Femei, alături de frumoasa mea, prea tigroaica mea, colegă Bianca Comănici. Bună, Bogdan! Bună seara și dumneavoastră! Astăzi stăm de vorbă cu un băiat simplu. Nu este o ediție chiar așa specială, este o ediție normală. E o ediție cu totul și cu totul specială, Bogdan Mocanu. Da, astăzi stăm de vorbă cu un membru al familiei mele. Frumos. Cu un frate de-al meu, cu un prieten de-al meu, cu o fostă nevastă de-a mea, dacă vreți. Glumesc, astăzi stăm și cu tatăl tău. Ar spune doar el. Remus Ionuță Dumitrache, pe numele lui de scenă, Jador. Da, cum băia simplu, ai zis bine. Hai. Până aia ce plăcut. Nu, vreau să fac un contrast între ceea ce obișnuiai să fii și ceea ce ai devenit, Ionuț. Astăzi o să stai de vorbă cu Bogdan Mocanu, prezentatorul, așa că te rog să te abții de la comentarii sau de la remărci proaste. Tu le-ai făcut primul. Păi nu, eu am făcut un contrast ca să te pun în valoare. Ai făcut un contrast? Vrei să fac și un contrast de tipul nu, nu, nu. Cum ar suna? Nu, de ce? Nu, Bianca. Hai să vedem. Lasă-l, hai. Eu vreau să te fac mare. Așa se face. Te-am făcut. Gata, mă, hai. Să trecem la întrebări. Aveți niște întrebări pentru mine, că doar voi sunteți profesioniști, aveți un desfășurător, nu sunteți așa, sigur, nu? Sigur, da, desfășurătorul este să minte. Mi se spune din casca ce acum. Frumos sunt să moară, mă. Mi se spune ceva în casca chiar acum. Ce tocă buschetari. Ce ai mai făcut, așa, Ionuț? Cum ești zilele acestea? Sunt foarte rău. Știm. Așa, știm. Tot studio știe, tot canal de știe. L-am lăsat jumătate de oră până am intrat. Sunt așa... Nu știu. Singur? Am o stare nașpa. Te simți singur? Te simți singur? Nu, mă, nu. Am muncit prea mult. Trebuie să ies din starea aia de muncă. O vacanță. Ai intrat într-o febră de asta a muncii, ești în fiecare seară la studio. Eu știu foarte bine că ești în fiecare seară la studio. Nu mai iese pe afară, nu are gagici, muncești în continuu. Da, da. Te-ai gândit să iei o pauză, să pleci într-o vacanță? Păi cu unde? Ia, gândește-te tu. Unde? Unde ți-ar plăcea să călătorești? În Japonia. În Japonia? Ai fantezii cu chinezi? Scuze. Japoneze. Scuze. Am avut o colegă la facultate, Bogdan, care era chinezoică, o chema Guo, și am avut cum o chema, o relație Gogu? Împreună. O chema Gogu. Guo. Gata. Și deci am ați avut o relație? Am avut o relație, așa. Ai plănuit ceva proiecte în viitorul apropiat, noi? Nu poți să te vadă în postura asta, Bogdan, după ce am da, deci Bogdan... Zic că sunt prezentator. Da, știi piesele, le-am făcut. Ce mai vrei altceva? Alte întrebări. Care este piesa pentru oameni care urmează acum? Nu știu. Una dintre ele. Nu știu, aleg una din ele. Adam de facantante, Tizmon, pe... Nu știu. Nu m-am hotărât încă. Dar ai una tare, tare. Și când ai tu vibe. Toate-i tare. Da, dar ai una așa mai de suflet. Nu, de suflet, mai bine, da, da. Ca să de dragoste fie sau... mai simplu. Da, spune-ne, da, te rog, dacă poți, ce poți, care sunt proiectele de viitor cu alți artiști care urmează să apară, dacă poți să ne spui. Da, nici eu nu știu care-s, mă, că ți-aș crezi, li pun eu aia pe piesă acolo, eu știu care-s. Ah, ok. Eu mă referam la... gen cea de zilele trecute, dacă ai putea să spui. Pentru că poate oamenii vor să aștepte. Cea de zilele trecute, melodie? Da. Eu? Cu un artist foarte cunoscut. Nu, nu, nu. Alta? Cu Nicolae Guță. Ah. Da, wow. Deci eu știu mai bine repertoriul lui decât el, ca idee. Da, mă, melodie cu Guță, da. Foarte tare, Nicolae Guță. O să iasă o melodie cu Nicolae Guță și... E un om foarte mișto. Versurile de cine sunt scrise? De el! De Nicolae Guță. Asta am văzut eu că tu cânti cu bikini, cu de-astea. Te-ai certat? E, nu. Nu, chiar e super, super mișto ca om. Vorbind despre femei, dacă tot vorbeam despre femei... Hai să nu vorbim despre femei! De care ce? Este situația ta amoroasă în momentul de față? Da, o știți, mă! Eu nu știu, dar oamenii okay, de acasă nu știu. Ok, ești singur și... Da. Cu cine mai vorbești așa? Am fost cu Hoder. O știți pe Hoder? Am fost cu Hoder, am fost cu Neagră, acum nu mai sunt cu nimeni. Da, suferi. Hoder m-a lăsat. Nu știu dacă suferi. 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 Vreau să vă zic că pe cât e el de caterincă și de nebun cum își știe toată lumea,
suferă, nu că suferă, se consumă foarte mult. De fapt, la el nu e suferința cât e confuzia dacă e în suferință sau nu e după fata asta. Cert e că ultimele 3-4 ore de câte ori ne-am întâlnit la studio, când scriam pentru piese, făcea, hai mai bine să facem ceva din viața reală, și o dădea mereu în povestea lui de dragoste cu Hoder. Care sună acum, Bogdan? Care sună ca băiatul care și-a dorit, care nu a avut interes la, la iubita lui, niciun interes niciodată, i-a dat tot ce a avut mai bun din el și totuși nu a primit decât dezamăgire, în schimb, să zic așa. Iar pentru asta, Hoder... Sufer. Așa e, Jador? Nu sufer, mă, așa, bana mea, nu. Băi, e Golan, e... Eu-s Golan. Ce mă face astfel, mi-aduce astfel de acuzații, corect, acuzații da. Incorrecte? Pentru că eu chiar sunt foarte ok cu fetele. Ba chiar îmi pare rău că m-am comportat atât de drăguț. Unele. Cu unele? Da. Asta zic. Pe cât e de așa, pe, cât, pe atât e de implicat, atât de romantic. Chiar l-am văzut romantic. Eu l-am văzut romantic pe el, tu îți dai seama? Cum, măi? Ce romantism? Ia un exemplu, Bogdan. Vreau să zic că, nu știu ce eveniment, era Crăciun sau ziua ei, sau, nu, Crăciun, că trebuia să ia la și surorii lui, gen Camelia, Camelei și lui Hoder, cadouri. Vreau să zic că ai luat un cadou, nu mai știu ce, o geantă sau nu știu ce, ceva foarte, foarte, foarte scump. De am spus și eu, vezi că e un pic cam mult, te exagerezi cu cadouul ăla. A fost foarte scump, nu vreau să vorbim de sume sau așa. Dar era mult gen, chiar și pentru el. Nu știu dacă am mai ajuns cadoul ăia, că m-am, cred că din vina mea n-am mai ajuns la ea. Luat-o camelia, i-a luat-o, i-a luat, i-a luat sărța cadou. Ăla cameluța, zice, wow, ce geantă, zic. Îți place? Da, îmi place mult. Iau. Ce să mi-a spus? Așa, după ultima oară când am fost în prezența lui cu o prezență feminină, ne-am dus la magazin să facem cumpărături cu el și el a luat, ai luat... Cu cine? Nu știu dacă vrei să spun, nu o să zic cu cine, nu contează, eram cu o femeie și când am fost eu cu el la magazin... Ce limbă vorbea ca să... Rusă. Rusă, așa. Așa. Noi am făcut cumpărături pentru noi să mâncăm și el s-a știi gândit ce să mi-a ia... făcut fata aia? Să ia gutui. Ca să tot... Știi ce mi-a făcut o fată? Stai să termin! A luat gutui și când a venit acasă cu pungi de cumpărături cu el, s-a zis așa, ai văzut că m-am gândit la tine, știam că îți plac gutuile și le-a luat gutui. El care... Asta e gest romantică? Frate, astea sunt detalii, te gândești și la persoana cealaltă. Frumos. M-am dus tocmai din Anglia, m-am avut cântare din Anglia și m-am dus tocmai din Anglia în Spania după aia. Da, da, un gest asta romantic. E romantic, da. Chiar dus la extrem. Și m-am dus de multe ori după. Vezi că și eu m-am dus în Italia. După... Nu, vorbesc de două fete care am fost îndrăgostit. Nu mi-ai spus ce ți-a făcut fata care vorbea rusă? Eram în club. O venit cu o prietenă de ei care tot vorbea rusă. Era acolo și ea era cu moșneag. Și eu m-am dus să o salut. Dar părea de treabă. Știu, părea moartă după deci mine. Deci l-am văzut cu o fată și o fată care a suportat multe chestii, l-a înțeles și bă, el... Bă, nu a suportat nimic, a ieșit... Tu pus că a suportat. E, ce să suporte? Ce poate o fată suporte? Mi-a explicat toată ziua. Îți la studio, ce poate să suporte? Poate chestia asta, lipsa ta. În fine, l-am văzut și mi-a vorbit foarte frumos de ea, am crezut că o să fie următoarea lui relație și acum spune că a văzut un club cu un moș. Era în club cu moșul, mâncața și curata. Poate era bunicul ei. Dar și eu m-am gândit la asta. Poate mi-a dat un mesaj după aia s-a simțit vinovat, a dat mesajul și am spus, știi ceva? Eu țigan. Nu se acceptă așa ceva la noi. De ce vrei să-i spun? Nu se acceptă la noi așa ceva. Jador, aș vrea să vorbim despre un lucru pe care l-am văzut pe TikTok și pe care aș vrea să ni-l explici, dacă vrei. Nu e un lucru rău. Erai undeva la o cântare, nu știu unde, și a venit un copil către tine să-ți dea niște bani pentru dedicații și pe care i-ai refuzat. Da, eu refuz mereu bani de la copii că nu... Păi da, poate era de la taxul și l-a trimis cu bani. Păi îți dai seama că era de la taxul, dar nu pot să iau, nu știu. De ce? Mi se pare așa o chestie... Păi poate voia și copilul să dea șmecher, că îi dă cântă și ador pentru el. Mi se pare că să iei banii de la un copil, că... Nu mă lasă inima, nu știu de ce, nu pot să vă dau am văzut comentarii un exemplu care... din ce simt, că oricum m-aș simți ceva negativ. Dar dedicațiile le faci, chiar dacă nu iei banii, pentru copii, dacă vin copii. Da, mă leu în brațe, îl pup, dar nu iau banii. Okay. Spuneau cei din comentarii că ei consideră că tu faci gestul ăsta pentru că tu știi cât de greu e ca și copil să păi lasă că nu toți copiii sunt niște copii de o grămadă de bani. Da. Dar vorbesc de copii mici, nu copii de... Da. Copii mici, gen, care îl ții în brațe.
Uh-huh. Acolo mi se pare o chestie nasoală. Și a mai fost un videoclip foarte viral cu o femeie. O femeie? Care la fel, nu? Nu, pe care am prins-o? Nu am prins-o. Cred că venea foarte agresiv către tine. A, dânsa, da, venea, da? Venea foarte agresiv și a spus că are nevoie de spațiu. Nu, mi-a zis să mă urc pe masă. Mi-a zis să urc către pe masă. Să pe masă, să-ți bage bani. Să cânt. Și am zis că ea e frumoasă. Și era că ea are de toate, să se urce ea, că să vedem și noi ceva. Eu surât, n-am nici bulani, nici. Să se urce ea. Femeile de la petreceri. Da, uneori le ia valul. Și energia asta masculină a femeilor se duce spre negativ. Ți s-a întâmplat? Și vorba că femeia avea o vârstă destul de înaintată, probabil de asta era singură. Din cauza energiei masculine. Da, serios. Ți s-a întâmplat să te duci la vreun eveniment, la o aniversare? De ce râzi, mă? La o aniversare, la ceva și să se dea... Dan, am brațele mai mari ca tine, sunt mare, mama. Nu, e de la cine a observat? Unghi. Puteți să luați cadrul, vă rog? De cât? Ia, ce acum pe mine. Puteți să luați cadrul, vă rog? Dacă dau că m-aș ajuns, te distrug. Ia cadrul aici. Băi, lasă-mă cu cămașa ta de satin, stai așa. Băi, tu știi cât caut cămășii de astea și nu găsesc? E frumos. Am văzut de curând că ai fost plecat în vizită la părinții tăi. Da. Cum te-ai simțit la ei acasă? Păi, în care? Nu, vreau să zic față de aerul de București, de stresul de aici, de griji. Am fost la Vărmiu, am băut, vin. Și atât. M-am dus pe la ăștia prietenii mei din copilărie care și-au făcut casă să vadă și... Mi-ai adus vin? Am adus, dar n-ai venit. Erai cu o gagică ceva. Nu mi-ai adus vin. Nu, păi tu nu vii când te cheamă om. Tu ai alte treburi mai știu, importante. Știu, dar ți-am să-mi păstrezi vin. Între tine, femeile sunt primordiale. Vorbești? Tocmai ai spus că în fiecare seară sunt la studio. În seara asta sunt tot la studio. Păi da, dar după... Da, mâni. Da, mâni mă duc în club și... Da, duminică. Da, duminică. Ce duminică? Tot în club sau la studio? Duminică. Nu, am nevoie de... Dar nu știu dacă merg sau mă duc în Spania. Ți-am luat biletul deja, nu fi bou. Și ce-ți dau banii? Ți-am luat biletul, trebuie să plecăm la Cluj duminică. Jador, poți să ne explici și nouă tatuajele, bulinuțele? Alea sunt frumoase. Dar ce ți se pare? Păi ai spus ca o poveste, ai spus că fiecare punct înseamnă ceva. Unul e mai rotund. Ce? Nu știu, mă, mi-a plăcut mie, m-am tatuat. Păi așa ai spus, că fiecare punct înseamnă ceva. Cum te-a spus așa? Mi-a zis mie. Am vrut să te impresioneze, dar nu. Am vrut să te impresionez. Înseamnă, mă, ceva, dar nu vrei să zic. Vezi? Acum. Ba da! De ce? Vrei să rămână o enigmă? O enigmă a Utilei. Enigma lui Jador. Tatuajele. Ok. Și vrei să mergi în Spania, în vacanță? Nu, acum, astăzi, acum wow, 20 de minute. Ce frumos sunt. Aici s-a hotărât că vrea să plece în Spania, dar îi scot eu gândul ăsta din cap, că știu eu ce vrea să fac în Spania. Ce vrei să faci în Spania? Să mă duc la hotel. Să o recucerească, dar nu e momentul. Mă duc cu flori, mi-a dat mesaj de ziua mea. Da, ascultați, ia. Ce? Reproșuri. De ziua clarul lui... trecut nu știu ce am făcut deci eu. Deci de ziua lui i-a dat mesaj cu reproșuri pentru acum 2 ani. Adică la mulți ani... Iubire sau nu, cum acum un an de zile de ziua ta erai cu mine și nu știu ce și am făcut și ne-am certat sau nu știu ce ai zis. Ce e asta? Cum te alinta? Hoder. Nu, no, cum îl alinta? Ia pe hai tine. Hai să nu vorbim despre asta. Dar tu ai spus, gata, că te duci în Spania. Gata, dă-o în p*** să nu mai bagi în seamă. Nu mai bag în seamă, viața e, gata. Asta. Nu, să-și vadă de treaba ei, sunt... Îmi revin, mama, dar și dacă îmi revin, are, are personalități multiple. Mergi cu mine duminică la... Dacă îmi revin, dacă uit, ne însurăm, mama din mama îndrăgostesc eu în viața mea. Ne însurăm cu ardelenci, duminică. Jador, revenim puțin la subiectele mai vechi. Nu din viața ta neapărat. Ai avut o... Din viața altora, hai. Da. Hai. Simina și Bobicioiu, care formează și în prezent un cuplu. Da. Ți-ai dat cu părere atunci, la când? Început. La început, când s-au cuplat ei. Ai rămas un pic surprins și tu. Bă, dar ce treabă am eu cu ei? Da, ai și tu o părere. Am o părere. Ce părere? Bă, despre Bobby, una bună. Dar despre
E ciudat că... Nu ai o părere bună despre Simeon. Bă, nu știu, despre amândoi... E foarte ciudat că, practic, amândoi l-au făcut pe Zănoagă pe la spate. Asta e foarte nașpa. Da, dacă iubirea, iubire, ce... Iubirea, iubire, nu mai are reguli, nu mai are nimica, dar să rămână împreună. Asta e chestia, că să rămână împreună. Iubirea, iubire? Iubirea, iubire, să iartă oricum, da. Vreau doar să zic atâta, că Simina nici în momentul, nici în ziua de astăzi nu-i spune lui Bobicioiu public, te iubesc. În public ea nu-i spune niciodată, te iubesc. Și dacă îi spune și Bobicioiu... Păi și ce dacă, mă? Da, eu nu vreau să mă bag, că nu sunt chiar așa în subiect. Cu iubirea dar cu... nici eu nu sunt subiect, n-am avut nicio treabă cu Simina, mi-a fost dragă, făcea melodii numai pentru ea, cum e acum, ce vorbești mă, ăsta știe tot, ești nebun, făcea melodii numai pentru ea, mă știe? Am făcut melodii până acum cu ea. Pentru ea? Da cum? Și sunt și chestii care nu se știu, dar noi bine nu le spunem. Da. De ce să nu le spuneți? Care s-au întâmplat după puterea dragostei. Bă, dai de înțeles alte lucruri. N-am avut nicio treabă niciodată. Nu. Am prins-o, singura chestie care am prins-o odată. Sau m-am întâlnit? Te-ai întâlnit. M-am întâlnit odată. De două. Da, de mult. Și odată am prins-o eu la dentist și am luat-o de bot și am zis, pupă-mă, sora mea, că mori. Atât. Și? Am pupat-o. Forțat am pupat-o. I-am zis, vină cu a... Odată nu v-ați mai pupat. Asta e. Atât. Asta a fost tot. Ai mai vorbit cu Simina de atunci, măcar la telefon, Ionuț? Niciodată? Bă, am mai vorbit. Am mai vorbit. M-a sunat odată. Și după ce s-a terminat relația cu Zănoagă, ai mai vorbit cu ea? Atunci m-a sunat. Mi-a zis ceva de... Adică în timp ce era cu Bobicioiu. Nu. Nu era cu Bobi, era despărțită de... De Bobi. Nu, de Zănoagă. Păi ea era cu Bobi. Dar era oricum, nu, era nu am cu, treabă. Era cu Bobi dinainte să despartă cu Zănoagă, gen. Da? Da. Nu. Zi tu, comunici, că tu știi știrile. Eu nu știu, eu știu că ei au declarat că vor să facă nuntă și copii. Foarte frumos, Doamne, și noi ajută. Stăm să vorbim de ei acum. Schimbăm subiect, foarte bine. Gata. Nu mai contează că s-a vorbit cu Jadon. Dar nu vorbim, mă. În timp ce voia să facă nuntă. Bă, nu era, mă, era cu Zănoagă. Nu, da, ai de bune întrebările despre Simina și asta, bravo, deci foarte important. Fericită, Bianca. Ai de gând să faci un copil în viitor apropiat? Ce înseamnă din punctul tău de vedere viitor apropiat? În următorii 2-3 ani. Nu. Nu ai de gând? Păi ai 27 de ani, bătrânule. Hai să îmbătrânești și o să zic asta. Cu mică mine cu un an. O să știu și o vreau în următorii 2-3 ani. O să nască copilul tău bătrân. Și dacă e fată, băiatul meu știe ce face. Succes. Jador, de ce vei la gală atunci la Bogdan? Îmi pare foarte rău că am venit. Îmi pare foarte rău că am venit. De ce mă-ți pare rău? Că dacă nu era tu, nu câștigam. Nu mai... Bă, mi se pare că toată lumea se umfla prost. Ai avut un conflict cu Filip acolo. Filip a avut cu mine, eu n-am avut cu el. De ce spui că îți pare rău că ai venit? Dacă... Da, mai e dat la poliție, o să... Cine? O fie Filip? Grav, da, are deja dosar penal. Avem te-a dovezi. Agresat? Mi-a dat cu pumnul. Fără motiv? Mi-a zis, hai să ne bate și am zis, du-te bă de aici, lasă-mă, îmi bat eu cu tine, ești nebun. Eu sunt cântăcios, nu mi-ar de mie să mă bat. Mă bat, atunci ceva de mâncare. De băut. Apropo da. De asta, nu te-ai luptat niciodată în gală, nu? N-ai vrea. Cum? Să te lupți cu cineva, nu știu. Păi eu știu Bogdan, să mă bat. Păi nu, dar... Știu să iubesc Bianca, e atât. Modest. E singura mea calitate. E modest. La bătaie, din ce eu am auzit, că e bun. Bobi, eu zis? Nu, am auzit. Și am văzut, nu, da. Nu, mă, mai iau cu ăsta, dar mă iau așa pe prost. Nu mă bat nu, eu. Nu, bă, da, mai am noi. Vă zic eu că e modest, bă. Bă, nu mă bat eu, mă, încetează. Dom'le, am fost în club și ne-am bătut cu 8. Păi, dar tu i-ai bătut. Și tu ai dat. Și el a luat. Nu, a dat, că l-a dat. Cine a luat? Nu, mă, i-am dat la unul una care mi-a dat cu așa, în fine. Da, mă, da, apărat. N-am eu treabă cu bătaia. Omul voia să se bată pentru reclamă, cu... chestii logic, nu? Eu nu stau să mă bat că n-am timp. Eu fac banii mei din altceva. Eu am vrut să fiu modest acolo pe TikTok-ul respectiv. Și aici, eu îmi fac banii mei din altceva. Nu mă bat. Că nu... Nici nu mă pricep la asta și... Stă toată ziua cu Moroșanu să bate. Nu, pe Moro mă învață pe mine să mă bat. Cu Moro beau.
Da, și că mergi la sală. Am văzut că te ții. Mi-e rău să-și treabare sala. Cu, dacă vezi, nu, zic așa. Nu la sală, la sală, la antrenamente. Bă, nu sunt bun la bătaie. Eu sunt bun la mâncat, la iubit, la cântat și atât. Vrea să ia prin surprindere. Da, vrea să stea la derută și când încearcă cineva cu el. Hop, stai că de fapt știu. Nu, mă. Nu, chiar nu știe. Nu sunt eu bun la asta. Nu sunt eu bun la asta. Nu sunt bun. Știu să mă bat normal că știu să-i cum la un gând. Da, la iubit ești bun? Foarte bun. Da? Primești recenzii bune de la femei? Da. În concluzie, am fost la gală, au fost... Da. Nu știu cum a fost că... Dacă nu veneai, nu câștigam, că zic eu. Uite, vezi ce frumos. Nu, chiar pe bune. M-am ales eu cu... Nervul ăla pe care l-am simțit înainte să intru, pentru că s-a întâmplat exact înainte să pășesc în cușcă, ăla a fost scânteia care a prins fitilul, iar în cușcă am explodat. Foarte tare. Da, mă, da. Ai auzit? Foarte, extraordinar, frumos. Bun. Te-ai mutat, nu de cât timp ai de când te-ai mutat, cu Camelia. Și cu Deder, nu știu. Cu Deder. Cât am, 3 luni. 3 luni. Îți gătește, ești și tu fericit, poți să declari? Face Camelia, da, face curat, mâncare, e jalii pe ea. Cam prea des, mă enervează. De ce? Te îngrași? E mereu, e dă cuvori la o parte, prea misâl așa, când e... Da, dar ea face ce a văzut la mama ei, nu? Da, e jale cu mama. Am luat-o pe Sia. S-o trezit, m-am dus la baie, am venit înapoi. Asta făcea patul. Zic, ce faci? Cine Sia? Sia, ui. Sia mică? Da. Zic, ce faci? Fac patul. Păi cine te-a pus? Nimeni. Dacă așa da, în schimb, nu-i place școala din loc. Da, dar măcar e harnică. Și asta contează în ziua de astăzi. Să știi că, să știți că femeile nu prea sunt așa harnice în ziua de astăzi, au observat. Bogdan, și tu umbli numai cu... Lasă-o. Foarte frumos, da, dar, umbli dar... numai cu unghiile până aici și cu genii de alea până peste cap. Lasă-mă. Da, când ai avut ultima iubită fără ultima gagică fără silicoane? Ha. Da, eu n-am avut, am avut două. Minți. Păi zi tu. Rusoai că avea. Nu a fost gagica mea aia. A, păi nu se pun alea, nu iubită oficială. Eu zic gagici. Bă, nebunule. Nu era gagica mea, tu nu înțelegi. Mă distram, ne distram, ea știa așa, asta. Așa, bine, cu femei cu care te-ai distrat. Fără silicoane. Da, dar relații, așa eu n-am avut, frate, niciodată. Te distrat cu multe femei. Am avut care doar două. El a avut femei mult mai vulgare decât mine, în realitate. Măi, nebunule. Bianca, zi tu. Eu sunt de acord cu tine, Jodă. N-am picat bine. Pare rău. Mai trebuia să mai vină cineva. Eu am crezut că tu o să... Băi, unii sunt ciudati, nu înțelegi? Unii sunt ciudati, rău. O venit odată cu una blondă, vezi, tot atâta, niște baloanele. S-a speriat soarele de ea, a zis, Ioane, ai urât rău, din tot, de cea mai urâtă, dacă el crede că e frumoasă. Zic, cu buzile de alea, tot, ce aia, balauri era. Nu știu, că eu deschis acum pe toate, că nu știu care, că toate erau așa. Geador, o să scoată și Camelia o piesă singură. Da. Spus. Da. Solo. Cine a făcut versurile? E Nicolas, cred. Cred că e cu Nicolas. Nu știu. Dar și tu și ai versurile. Păi îmi place piesa, e bună, tare. Mi-a arătat-o și chiar îmi place piesa, e mișto, rău. Crezi că o să bubuiem? Eu da, eu zic 100% bubuie. Tu ai feeling-ul ăsta, da, nu? Da, da, bubuie, da. Dar și Bogdan are, să știi. Ce? Feeling-ul ăsta, și cu el am făcut multe piese, am scris cu Bogdan. Și jale am scris amândoi. Tot cu el am scris jale. Apropo, vreau să sărbătorim. Jale, tocmai am plinit 100 de milioane de vizualizări recent. E da. Prima ta piesă cu 100 de milioane, nu? Da, Moda nu are, nu? Da, Moda are vreo 90 și... Prima 100 poate faci un miliard. Cine? Cum ar fi să am să faci o piesă care are un miliard? Păi ai fi worldwide. Știu. Dar și că o să se întâmple, nu? Domnul... Ești conștient că o să se întâmple, nu? Nu știu ce să spun, vedem, Dumnezeu. Strângești tu vreo 300 de mii și vorbești cu Snoop Dogg, ca taie el pe un featuring. 300 de mii? 300 de mii, da. Sau mai puțin. 300 de mii cu tot, cu clip, cu tot. Dar lasă-mă, cu Snoop Dogg-ul tău, că nu-mi place de el. Bine, cu Eminem, cu Rihanna. E că cica mea de când era mic. Și a mea. Ce tare. Eu nu știu, da. Voi vezi mult de tot. Deci vreau să spun că... Dar nu, mă, aia Becky G. Aia Becky nu G. Becky G, Ariana Grande îți place ție. Nu, no, e Becky G. Ți-ai schimbat? Acum îți place Becky G? Tu vezi că e prietenă cu Costi Ioniță, Becky G. Știu. Hai, deci... Ce faci când ești supărat, Jador? Eu mă legăn și îmi pun muzică. Nu, chiar așa faci.
Te leg. Zici cum? Că e baba aia din... Așa? Mă leg așa în muzică. Da, 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 da. Așa face? Da. Așa? Mă leg și îmi pun muzică, da. Face așa. Așa sau așa? Așa. A, din cap. Chiar poate. Da, știi, dar la puterea dragostei făcea așa. Da? Se-și punea căști în... Da, fac asta de toată viața mea. Își punea căști în pași, mă uitam la el și făcea asta așa. Era cel mai mare secret al meu când eram mic. Nu că... Cum mă leg în... Acum au devenit cel mai mic, am devenit un păcătos. Când ai păcătuit ultima dată, Jador? Nu știu. Câte ceasuri? De mult. De mult, ei. E, nu știu cât am. Da, da, și să înjuri un păcat de mult. Lasă că știm, am de la ce se referi, Bianca. A. Nu credeam că s-a gândit la asta, dar cu toții păcătuim poate în fiecare zi, dar important este să ne recunoaștem greșelile în fața lui Dumnezeu și să încercăm să fim mai buni. Ești o fire credincioasă? Ați avut să mă dau cu Mir. Ieri mă gândeam să mă las din muzică. Cum? Să mă păcăiesc. Nu cred. Mai am gânduri de asta. Da? El are un preot, nu știu dacă preot îi spune la el acasă, cu care, nu știu, e foarte apropiat de el și îl sfătuiește și îl îndrumă mereu și ultima oară când am fost și eu cu el la el, i-a spus că Dumnezeu i-a dat harul ăsta, i-a dat vocea să poată să cânte așa bine, ca să poată să transmită, să se adreseze multor oameni deodată, la mulți oameni în masă, ca să transmită un mesaj bun, pozitiv, să facă bine cu vocea lui. De când i-a spus pastorul, spune, nu? M-a plictisit. De când i-a spus chestia asta, Jador nu mai folosește cuvinte gen cu conotație negativă în piese. Iar asta mi-e cred se că și pare. Nicolae Guță i-a spus. Nu, Nicolae. I-a spus Nicolae Guță. Mi-a spus că vorbea, ai spus acolo de tanga, te-am auzit eu, bikini. Te vreau un tanga. A? Bikini. Bikini, de ceva ai spus. Da, e foarte, foarte mișto, vezi că e foarte modest omul. Și are o grămadă de bani. Și e foarte modest. Are? Și acum înțelegi de ce este de ani de zile în industrie și atât de iubit? Nicolae Guță uh-huh. E apreciat pentru vocea lui și pentru munca caracter. Lui. Și pentru caracter, bineînțeles, dar care contează, dar cel mai important e talentul. Fără ăsta nu vocea, poți să ai tu cel mai frumos caracter. Este prima voastră colaborare? Da. Cu Florin? Dar de ce să vorbim despre... Am făcut cu Florin, am două piese. Am fericire. Florin e pe fericire. Florin, păi da. El cântă pe refrenul. Eu cânt refrenul și Loredana strofa. Și a doua? Leli lila, faima, faima, faima. Leli lila. Știi? Da. Unde urmează să cânti în următoarea perioadă? Nu știi? Nu știe, are manager. Păi trebuia să cânt în Antalya. Antalya. În Antalya, în Turcia. În Spania, în... În Antalya, în Spania, da. Nu, mă, am uitat cum se numește orașul ăla. Uh-huh. Ai cântat vreodată peste Într-un ocean? Oraș în Spania. Peste ocean ai cântat vreodată? America. Nu? Încă nu? Nu vor ăștia să mergem acum în... În... De... La iarnă, cred că merg, dar la iarnă cred că vin în America, dacă sunteți oameni prin America, vin la iarnă acolo, fac petrecerile Bubui, dacă number one. Bubui. Vrei fac să petreceri mergi? De-alea șmechere. Vrei să mergi în interes de serviciu sau pentru relaxare? Relaxare în America, nu. Nu aș face. Nu, m-aș duce, dacă ar fi să mă relaxez, numai acasă, la mama mă relaxez, eu nu mă relaxez. A, că parte. Prin Bali, prin asta n-ai vrea. Da, n-am timp. Dacă avea timp, mă refer, John. A, nu, cu drag să nu-mi plac, ești nimic. Mi-ar plăcea să mă duc. Hai să programăm o vacanță. Nu, nu, că trebuie să se ducă în Spania, trebuie să se ducă, da. Iar să împacă cu aia, ba, da, mă. Iar numai îl scot din casă. Numai când m-am despărțit de ceva timp de ea, nu mai vreau. Bogdan, când Jador are iubită, e mai distant? Păi să știi că nu. El e cel
distant. Bă, eu vorbesc frumos de... Și, tu... și eu vreau să vorbesc frumos nu, dacă tu nu ești așa. El dacă nu mai dă un semn, mă! El dacă bă, nu mai e un semn, nu dă! Stă numai cu aia, bot în bot. El dacă e într-o relație, o ia pe iubita lui, gen, efectiv, peste tot, oriunde ar fi și dacă... Eu? Fost... Da, vine la studio în continuu cu ea. Păi veniți la mine, fata, ce voi să fac? Dar nu e, nu e rece, nu e distant, adică... E mai rău dacă se supără, dacă se ceartă cu ea, se ceartă cu toată lumea. Bine, îl înțeleg. Și cred că așa e toată lumea. Nu cred că se mai arde de nimic dacă nu te înțelegi cu persoana iubită. J'ador. Spune-mi și mie două defecte ale tale. De curiozitate. Are nasul mic. Vezi că are un nas foarte frumos. E mic. Nu contează, e foarte frumos. Da, mă, vrei să am o față de aia de mocan, așa umflată, urâtă? Am nasul mare. Față de mocanul. Am nasul mare, da. Nu știu. Nu știi ce defecte ai? Da, un pic să mă gândesc și eu, care chiar să fie defecte, nu... E greu, că el nu prea are, domnilor și domnilor. Da. Aia... Gen defecte reale. Uneori sunt prea superficial. Și prost de gură, uneori. Deloc. Astea două. A fost o perioadă cu prost de gură, acum am bătrânit Bogdan. Bă, nu mai știu. Deci ai doar un defect? Am mai multe, dar... Irascibil? Încăpățânat? Întârziat? Nu, sunt irascibil. Hai că încep, le spunem noi dacă nu... Nu, sunt eu mă irascibil. Ia sunt încăpățânat. Noi am dat exemple acum. Încăpățânat, da. Dar cine a trecut în încăpățânare poate să fie un defect sau o calitate? Orgolios? Nu e orgolios. Nu e orgolios. A venit la tine să te împace. A fost o ediție foarte frumoasă. Ne-a simțit foarte bine. Am deci, râs foarte mult. Da, da, a fost extraordinar. Mulțumim, J'ador, că ne-ai acceptat invitația. Și ai grijă de tine și succes în tot ce te-ai propus. Bogdan? Și ție, Bianca, mulțumesc frumos. Eu mulțumesc, mi-a părut bine. Tuturor oamenilor care... Și că ești la Vetafă TV. Eu nu-ți mulțumim că ai venit. Mi-a părut bine să te revăd. Mi-a părut bine să râd din nou în fața camerelor cu tine. Ești un băiat bun, un copil bun, care are tot viitorul în față. Te rog să nu te... pierzi pe acest drum al succesului. Îți doresc să găsești o femeie sinceră care să nu te mintești, să nu fie hoder. Mă, că m-ai plictisit, mă, ce închid deodată. L-ați auzit. Asta a fost încheierea, vă pupăm. Da, oameni buni, vă pupăm, sănătate multă, Doamne ajută. Acestea fiind spuse, ne luăm la revedere de la dumneavoastră cu un sincer la revedere! Sănătate mult, acesta am fost eu Crăciun supărat fericit astăzi, dar în alte zile o să fiu mai fericit. Cred. Crăciun fericit și să... Sănătate. Sănătate multă. La revedere! La revedere! A făcut încheierea bună? Da, da, da. Te luăm în echipa noastră.